De ziua Sfântului Ion, un vechi obicei precreștin din țara Făgărașului este păstrat cu sfințenie și astăzi de către băieții și fetele din localitățile de la poalele munților. Cei care poartă prenumele Ion sunt colindați de cetele de feciori care, după cum spune tradiția, se adună și se aliniază dis de dimineață pentru a merge din casă în casă cu zăuritul, obicei care are loc cu ocazia desfacerii cetelor. Importanța acestei sărbători a fost marcată printr-un eveniment organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brașov, Protopopiatul și Primăria Municipiului Făgăraș, împreună cu conducerea Casei de Cultură. La Făgăraș a fost astăzi sărbătoare mare. Cele 34 de cete din localitățile din țara Bârsei au sărbătorit ultima zi petrecută în această formulă. Timp de o lună, tinerii și-au lăsat grijile deoparte și au mers să-i colinde pe vecini, prieteni și familie. Înainte de ultimul bal din acest an, feciorii, îmbrăcați în costume specifice zonelor din care provin, au participat la Sfânta Liturghie, care a avut loc la Catedrala Sfântului Ion Botezătorul din Făgăraș. Potrivit organizatorilor, această tradiție a fost preluată și de Biserica Ortodoxă, fiind păstrată și astăzi. Este o mare bucurie să vezi că cetele de feciori sunt făcute de feciori, așa cum se și numesc. Sunt tineri care nu toți locuiesc neapărat în comunele unde se constituie cetele, dar care vin tot timpul cu drag acasă și păstrează această tradiție. Chiar dacă nu toți au participat la slujbă, sute de făgărășeni și nu numai s-au înghesuit să admire cetele de feciori însoțiți de fete frumoase care s-au aranjat și s-au pregătit cum au știut ele mai bine. Tradiție de sărbători. Toate sărbătorile se face ceată, de băieți se colindă la fiecare casă. Cum v-ați făcut aceste sărbători? Ce ați făcut în timpul acesta? Am colindat. După ce ne-am strâns, am făcut repetiții, am colindat la fiecare, de la biserică începând la fiecare casă, cetățean în parte. Și de sărbători am ieșit la cămin, la horă, la joc. Ajurile de Crăciun se colindă, masat, pe 25. La prieteni în altă parte, primează jocurile, balurile și, bineînțeles, Revelionul că face ceata și toți prietenii pe lângă. Vă pare rău că vă destrămați astăzi până la anul? Da. Și foarte vă mai strângeți la anul aceiași sau vă sfișați? Da. Noi putem tradiția. Astăzi, de Sfântul Ion, se adună cetele în fiecare an. De fiecare an s-a făcut această paradă cu toate cetele de pe sate și cam atât. Vă pare rău că acum e cam ultimul eveniment pe care îl faceți împreună până la sfârșitul anului? Cam da, pentru că a fost foarte frumos în ceată și am avut momente frumoase. Aliniați în ordine alfabetică a localităților, cetele au pornit în alai către scena amenajată lângă primărie. Aici, înalt preasfințitul Laurențiu Streza a ținut o cuvântare în fața credincioșilor prezenți. Vreau să vă spun numai atât că tradițiile acestea n-au fost inventate de cineva și cu atât mai mult nu le-am inițiat eu, ci am vrut să le redescoperim și să ne conștientizăm, să ne dăm seama ce valoare au ele puse împreună. Dumneavoastră v-ați bucurat fiecare în parte în localitățile de unde sunteți și ați bucurat pe credincioși. Fără dumneavoastră, sărbătorile ar fi fost lipsite de elementul esențial al spiritualității noastre. A urmat apoi o reprezentație a fiecărei cete în parte. Evenimentul s-a încheiat cu un obicei mult așteptat de către toți tinerii, aruncatul în țol al fiecărui vătaf al cetei, moment ce marchează destrămarea grupului până a doua zi de Paște, când este sărbătorit plugarul.
Ziua de 7 ianuarie, prima zi după bobotează, este închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Cel care l-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos în apele Iordanului a fost sărbătorit joi de sute de credincioși care au umplut până la refuz catedrala din Făgăraș, ce poartă hramul Sfântului. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu însuși înalt preasfințitul Laurențiu Streza. Ioan Botezătorul este primul mare sfânt sărbătorit în noul an. Fiul al Elizabetei, el s-a născut într-un sat din apropiere de Ierusalim, venind pe lume cu aproape 6 luni înainte de nașterea Mântuitorului. Potrivit Bibliei, predicile sale erau cunoscute ca fiind radicale, deoarece anunțau sosirea Apocalipsei și a judecatei de apoi. Pentru credincioși, Sfântul Ioan Botezătorul reprezintă cel care l-a botezat pe Iisus în apele Iordanului. El este considerat și cel mai mare profet și cel care stă la granița dintre cer și pământ și unește totodată Vechiul de Noul Testament. Chiar dacă nu toți cunosc însemnămintele acestei sărbători, mulți au venit la biserică pentru a se ruga și pentru a aprinde o lumânare pentru cei care sunt sărbătoriți astăzi. Ziua de Sfântul Ioan. Astăzi e o zi foarte importantă, o sărbătoare foarte mare, care se obișnuiește de atâția mari de ani de se sărbătorește. Și noi cu dragoste venim aici la biserică și să ascultăm slujba și totul. Cunoașteți anumite tradiții legate de această zi? Păi, numai tradițiile care sunt aici la noi în zonă. În altă parte, cu cețile toate, e atât de frumos, pe urmă fac parada, am înțeles, și o să fie tare frumos. Uite, ne ajută și Dumnezeu că e așa o zi frumoasă asta. Aveți și sărbătoriți în familie? Am chiar nora, da. Cu această ocazie, Ionela o cheamă, îi doresc multă sănătate din partea noastră. Sfântul Ion sărbătorește după bobotează și Sfântul Ion e ultima sărbătoare din sărbătorile de iarnă. Ați participat la slujbă? Da. O slujbă frumoasă, se strâng preoții în zonele apropiate, care participă cetele de feciori din prejurimi, în prejurimea țării Făgărașului. În popor se spune că, după ce a fost botezat Mântuitorul, strălucirea lui a început să crească, în timp ce a Sfântului Ioan a scăzut. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva principalelor evenimente din această săptămână. Vă doresc un weekend cât mai plăcut alături de programele noastre. La revedere!